E foarte greu de definit. E un rol foarte complex. Cel mai important este să inspiri. Un ghid, până la urmă. Un profesor trebuie să stăpânească foarte bine materia, astfel încât să poată să modeleze parcursul unei lecții adaptat pe clasa și elevul căruia îi se adresează. Ca profesor de informatică, cred că rolul meu este să le pun bazele unei gândiri logice și structurate, unei gândiri matematice corecte. Cred că mai complex decât la alte discipline, odată pentru că se schimbă atât de des, odată pentru că este foarte ancorată în realitate. Profesorul trebuie să învețe elevul să învețe. Predau pe proiect. Știu că nu este ceva obișnuit, mai ales la noi. Trebuie să ne gândim la ce se cere în acest moment pe piața muncii în acest domeniu IT. Motivarea elevilor să acceseze diferite resurse pentru a găsi și ei la rândul lor ceea ce îi interesează, ceea ce îi pasionează. Unii își doresc să facă programare și să învețe tot felul de algoritmi sofisticați. Alții își doresc să creeze imediat aplicații cu care să participăm la diferite concursuri. Alții elevi își doresc să meargă pe o cale a roboticii. Să valorifice în acel elev creativitatea, spiritul inventiv, ori informatica chiar poate să facă, să stârnească treaba asta la un elev, astfel încât să îl determine să învețe motivat și cu plăcere. Elevii, mai ales în ultimele generații, nu mai acceptă să învețe doar pentru că spune profesorul că trebuie să învețe, trebuie să vadă și de ce învață. Capacitățile lui didactice, capacitățile lui de a gestiona conținut științific sunt în plan secund. Este o meserie preponderent vocațională. Am scris și manuale, am scris și culegeri, dar nu asta. Cel mai important este să mi-i țin aproape. Să asculte dorințele elevilor, practic să formeze un parteneriat cu elevul pe care îl are în clasă. Profesorul trebuie să fie și exemplu, și un prieten, atât cât poate să fie prieten, ca și părintele. Prin faptul că eu sunt și mamă, cam mulți alți profesori de fapt, știu cumva să-mi apropii pe copii. Noi suntem nu profesori, dascăli. Îmi place mie să cred că aș putea fi așa ceva. Să-i îndrum, să-i sprijin în ceea ce înseamnă dezvoltarea personală. Dascălul, așa cum era definit pe vremuri, da? Nu transmit doar cunoștințele în sine și materia, ci încerc să fiu aproape și să-l înțeleg pe elev în ansamblu lui. Un profesor de succes, da? Este acela care reușește să inspire. Deci dacă nu ai vocație, nu poți să faci.